Deputatul PSD Dumitru Coarna a precizat în cadrul unei conferințe de presă susținute săptămâna trecută la sediul Organizației Județene a PSD Călăraș că în această perioadă au loc negocierile cu privire la repartizarea funcțiilor din prefectură și instituțiilor deconcentrate. Amintim că șeful social-democraților călărășeni, Vasile Iliuță, preciza într-o altă conferință că directorii instituțiilor deconcentrate din județ vor fi numiți politic, la fel ca prefecții și suprefecții, noul guvern urmând în viitorul apropiat să modifice legea în acest sens. Sigur că conferința de presă de astăzi o să abordez subiectele din două perspective. La nivel central ați observat că joi, săptămâna trecută, am votat guvernul, guvernul majoritar cu 70% pondere în plenul Parlamentului. Mâine se discută despre funcțiile subsecvente. Vedem cum vor fi repartizate în teritoriu și aici vorbim despre prefectură și alte instituții deconcentrate în teritoriu. Cu respectarea legalității, pentru că noi chiar vrem să respectăm legea, nu vrem să fim un alt fel de USR sau un alt fel de partid care vine la guvernare la disprețul legii, noi chiar vrem și o să facem lucrul ăsta, o să respectăm legea. Mai multe subiecte din zona centrală la momentul ăsta nu am. Domnul președinte Vasile Iliuță știu că este la negocieri astăzi la PSD București, sediul central. Am un subiect fierbinte de la Ministerul Justiției pe care nu l-am mai tratat în presa centrală. Avem un secretar de stat certat cu legea, numit în această funcție, în octombrie, sper să nu greșesc, noiembrie, cred, 2021, de către domnul Cățuri, vorba de domnul George Șerban Cătălin, care, practic, în opinia mea, trebuia numit în altă parte nou secretar de stat la Ministerul Justiției. Are mari probleme din perspectivă juridică, în zona penală, administrativă, civilă, disciplinară. Știu că sunt pe rolul Partidului General la secția de Asiș, sunt deja 3 sau 4 dosare conexate din 2020. Eu personal, vineri, săptămâna trecută, am înaintat încă două sesizări penale Partidului General cu infracțiuni pe care le-am probat și le-am înaintat parchetului cu speranța că o să fie cercetate. Am formulat și declarație politică, am formulat și interpelare către premierul României, domnul Ciucă, și către Ministerul Justiției actual, domnul Bredoiu, în speranța că se vor aplica pe acele materiale și vor dispune în consecință. Eu nu mă simt confortabil într-o țară în care un secretar de stat are mari probleme cu legea. Mai e un dosar, din câte știu, și pe la DICOT. Acolo sunt niște probe, cum că se interpreau în dosare. Știu, de exemplu, că în calitate de președinte al Tribunalului Județean Călăraș intervenea în sala de judecată, în sensul că scotea din sală judecătorul titular al dreptului și impunea soluția. Aceste lucruri nu trebuie să rămână în această perspectivă a progresului profesional, pentru că nu poți să vorbești despre justiție cu oameni care au probleme cu justiția, cu legea. Nu poți să spui că trăiești într-o țară unde legea primează atâta timp cât secretar de stat la Ministerul Justiției este un om de acest calibru. Am observat că a încercat în mod repetat să scoată din spațiu public acest subiect. În momentul în care eu l-am abordat, sigur că a avut câteva intenții de a discuta cu mine, de a media, spunea dumneavoastră, printr-un interpus conflictul. Nu am niciun conflict cu nimeni. Singurul meu conflict este cu faptul că nu pot să accept să trăiesc într-o țară unde secretarul de stat de la justiție are probleme grave și, repet, subiectul ăsta și lucrul ăsta nu mi-a fost dat vreodată să întâlnesc o situație de acest tip, să scot judecătorul din sală în calitate de președinte și să-i impui soluția. Și spunându-i judecătorului respectiv că dacă nu o să se întâmple acest lucru, o să-l distrugă. Și încep în ceață pare că l-aș distrug pe acel om. Dar o să dezvoltăm subiectul pe parcursul săptămânilor următoare.
Sigur că, la nivel local, mai avem un subiect interesant. Știți că mai vorbeam noi despre Comuna Crășcioare și spuneam acolo de familie Ior, care are probleme. Da. Zilele trecute am fost la Crășcioarele cu domnul primar, am identificat niște datorii pe care le are familia Iorga față de primăria Crășcioarele. E vorba de aproape 1.300.000 de lei pe 1.300.000 de lei datorii acumulate și pe care aș refuză să le plătească primăriei, are concesionat un lat. În 2015 omul ăsta refuză să plătească redevența către primărie și atunci ne punem problema de unde bani. Deci se anulează aia concesionată. Asta am și făcut. Ce s-a concesionat acolo? Săptămâna trecută, a fost ședință de consiliu local. S-a votat. E vorba de contractul despre care discutăm noi. Acum s-a contactat un avocat de comercial. Va merge în instanță cu acel contract când va fi reziliat contractul. Eu nu pot să vină din 2015 povestea asta. Din 2015, 1.300.000 de lei vechi. Susține că a făcut acolo amenajări hidrografice, ameliorări. Noi vorbim de contract și de obiectul contractului. În contract nu exista acel obiect, ceea ce susține domnul Iorga sau ce susține acolo. Ei trebuia să vină să-și plătească redevența către primărie, pentru că sunt lucruri asumate de părți, sunt lucruri care au fost gestionate și înscrise în acel contract. Puteau să vină la ședința de Consiliu Local să susțină un punct de vedere, dar nu. Consiliul Local din Crășcioarele a votat rezilierea acelui contract, cu dreptate. Deci eu am situația din contabilitate din 2015. La ziua mea, ăștia nu și-au plătit redevențele, suma de bani pe care o datorau către primăria Crășcioarele, pentru că acel iaz aparținea comunității, iar acei pământi trebuia să întoarcă către comunitate. Și atunci ne punem întrebarea de multe ori bani la buget. Păi dacă noi nu știm să gestionăm veniturile proprii sau le gestionăm la alte interese, cum să iei bani la buget? Primul de la Crășcioarele, un primar a primit un mandat de spending, l-am consiliat, l-am sprijinit, în continuare, chiar acum am vorbit cu el și deja astăzi se redactează hotărârea, va fi însușită și avocatul de comercial să meargă în instanță unde o să susțină și o să solicite evacuarea. O chestiune de persoană fizică sau juridică? Persoană juridică. Dacă aveți întrebări, vreau să mai transmit un mesaj către Cristi, că l-am făcut așa de emoționat. Eu am încredere în el. Eu am încredere în Cristi, un tânăr de viitor, de bun simț, cu știință de carte și dacă eu știu ceva sau câte ceva despre zona de la Săpânari, la momentul ăsta este fix ceea ce trebuie acolo. Un om de calibru lui și cu abordările pe care le are Cristi, eu știu, l-am documentat, l-am studiat, trebuie să arate ceea ce poate la Săpânari, eu chiar am multă credere în el. Am și discutat cu el separat, dacă sunt probleme, eu o să pot să... Cam ce vrea acolo el? Ce situație vrea, domnule deputat? O situație extrem de complică. Da, o situație delicată. Ca să ne exprim așa, dar haide să lăsăm lucrurile să se așeze. O să mergem cu Alex într-una de zile, să filmăm acolo ce preluăm, ca să aibă și el dovada lucrurilor bine făcut și ulterior, sigur că o să trebuiască să dezvolte acele activități ca să aducem zona respectivă acolo unde este lucru. Sunt oameni care trebuie tratați. Iar Cristi, o dată, este omul care trebuia, în momentul de față, în conducerea acelei unități sanitare. Vreau să mă întreb, domnule deputat, dacă v-ați întâlnit cu parlamentarii locali de la PNL sau cu cei care faceți parte din această coaliție de guvernare, ce proiecte comune aveți legislative? Nu m-am întâlnit cu parlamentari locali de la PNL. Nu ne-au abordat de nicio perspectivă în ceea ce privește, dacă vreți, o reglementare, deși ar fi trebuit. Da. Mă, sigur, eu am înțeles că unul dintre parlamentarii PNL local și oprea a fost pe aici ieri. Am vorbeat de 103 ani, am fost la audiența, dar am înțeles că un domn senator PNL de Cărăraș nu ar fi nevoie să marcheze cel puțin. Deci, pentru cu prezență. O vacanță. O vacanță, sigur, așa este. Doamne ajută, vine din vacanță. Ce proiecte ați inițiat cu ei, cu liberali? E greu să vă spun. E greu să vă spun întrebarea asta, pentru că eu v-am spus la început că sunt profund dezamăgit, dar sper să pot să trec peste această dezamăgire și vorbesc la nivel local.
mare parte pe cei de la PNL și va fi greu, nu o să fie ușor deloc, absolut deloc o să fie ușor, dar sper să, până la urmă, să înțeleagă.